Comisia Parlamentară de Anchetă, formată la inițiativa fracțiunii PSRM pentru elucidarea circumstanțelor răpirii ucraineanului Nicolae Ceau, s-a convocat la prima ședință. Deputații au audiat mai mulți reprezentanți ai structurilor responsabile de investigarea infracțiunii. Comisia s-a întrunit în ședință la primele ore ale dimineții, însă până la momentul difuzării știrii încă nu a făcut totalurile activității sale. Unul dintre demnitarii invitați la audiere a fost ministrul în exercițiu al afacerilor interne, Pavel Voicu. Le-am furnizat informația în competența care pot să le furnizez. Ministrul Voicu a menționat că nu poate face publice mai multe detalii ale discuțiilor din cadrul comisiei, dar nici pe marginea investigației. Totodată, șeful de la MAI a dat asigurări că s-a avansat mult pe cazul răpirii cetățeanului ucrainean Ceaus. Organele de urmărire penală, poliția în special și procuratura, au avansat foarte mult în cercetarea cazului răpirii persoanei căutate Ceauș de Ucraina. Sunt suficiente probe, însă pe marginea concretă a acțiunilor care au fost întreprinse și ce urmează, trebuie să se expună procurorul care este conducătorul urmăririi penale. Anterior, Pavel Voicu a declarat că o persoană a fost reținută în acest caz. Presa de la Chișinău a scris că infracțiunea a fost săvârșită de cel puțin 10 persoane, inclusiv angajații ai ambasadei Ucrainei la Chișinău. Serviciul de informații și securitate a declarat că nu are nicio implicare, deși experții în domeniu spun că o astfel de operațiune nu poate avea loc pe teritoriul țării noastre fără acceptul serviciilor speciale moldovenești. De asemenea, surse apropiate anchetei care se desfășoară la Chișinău au divulgat că Maia Sandu i-ar fi cerut acum o lună serviciului de informații și securitate, care este în subordinea președintelui, un raport detaliat despre Nicolae Ceaus. Subiectul extrădării ucrainanului a fost discutat anterior de Maia Sandu cu liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky.